Polițiștii din penitenciare continuă protestul început ieri. Acum angajații din închisori nu vor intra la lucru timp de câteva ore. Iar pentru mâine și poimâine au anunțat proteste la porțile PNL-ului și PSD-ului. Detalii ne aduce Marina Filimon. Te ascultăm, Marina. Bine te-am regăsit, Irina, e bine. Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor vor protesta mâine în fața sediului PNL, ca mai apoi joi în fața sediului PSD. Asta după ce se declară nemulțumiți de măsurile austerității luate de guvernanți. Vorbim de reducerea cu 30% a posturilor vacante, vorbim de desființarea unor posturi de șef de birou din instituțiile publice, dar și de acordarea acelor vouchere de vacanță angajaților care au un venit maxim brut de 10.000 de lei. În continuare, membrii de sindicat afirmă faptul că aceste decizii au fost luate fără discernământ sau, cum au spus ei, citez, luate pe genunchi, întrucât toate aceste măsuri ar duce la scăderea securității naționale și ar crea o nouă clasă de pensionari, de pensionari la 38 de ani sau cum îi numesc aceștia, citez, pensionarii austerității. În continuare, membrii de sindicat susțin faptul că toate aceste decizii care vor duce la destabilizarea securității naționale îi vor pune în dificultate și pe cei doi guvernanți, așa cum au pățit și alți foști guvernanți în trecut, când au concediat peste 25% dintre bugetari. În acest context, printr-un comunicat, membrii Federației din Administrația Națională a Penitenciarelor le cer guvernanților să renunțe la aceste măsuri, întrucât acestea ar duce la destabilizarea și scăderea securității naționale, dar și a ordinii publice.